Este pentru pacienții bolnavi de COVID internați în secțiile ATI este extrem de subțire. O demonstrează imaginile filmate la secția de terapie intensivă a Spitalului Militar Rol 2 de la Ana Aslan. Medicii merg de la pacient la pacient, le explică manifestările bolii și încurajează că vor trece cu bine peste această încercare, deși de cele mai multe ori diagnosticul nu este unul optimist. Aerul este dozat permanent, pacienții sunt strict monitorizați și îngrijiți în fiecare minut. Spitalul Militar Rol 2 de la Ana Aslan a fost ridicat în luna martie pentru pacienții infectați cu coronavirus care dezvoltă forme medii și severe ale bolii. Vă avertizez că sunt imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Te ajunge aerul, poți să te scoate niște... Auzi, mamă, ai un furtun, ai un furtun în gât care te ajută să respiri. Te rog să stai liniștită, că diseară poate îl scoate, da? O pacient internat în urmă cu 2 săptămâni, cu o formă severă de pneumonie COVID-19, care a survenit pe un teren afectat de multe comorbidități, a necesitat multiple ședințe de pronare, de întoarcere cu pata în jos. Avem și cu niște boli asociate, destul de complicate, diabet, hipertensiune, un mare exces de greutate. Aici bunicul nostru, de 81 de ani, comorbidități extrem de complexe la vârstul, lucru care complică foarte mult îngrijirea perioperatorie.